sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Adrian Todor, ales în circumscripția electorală numărul 2 Arad pe listele PSD. Se află la primul mandat de deputat. Dacă luăm în calcul statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților, parlamentarul PSD este printre cei mai inactivi politicieni. 6 luări de cuvânt, 5 declarații politice, 4 întrebări și interpelări, 46 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 9 minute și 51 de secunde. În actualul mandat a avut 1360 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 50%. Pentru munca prestată în Parlament este plătit lunar cu 10.003 lei. Cel puțin la nivel declarativ, Adrian Todor este preocupat de problemele din județul pe care îl reprezintă în Parlament. În declarațiile sale vorbește despre faptul că municipiul Arad nu este pregătit pentru centenarul Marii Uniri și despre incompetența primarului Gheorghe Falcă. Majoritatea declarațiilor publice fac referire la edilul șef din Arad. Municipiul Arad și mai multe comune și orașe din județul Arad au fost transformate în adevărate gropi de gunoi în urma implementării defectuoase a unui proiect european privind sistemul integrat de management al deșeurilor solide în valoare de 112 milioane de lei. Din cauza incompetenței și corupției administrației PNL, care implementează acest proiect, gestionat de Consiliul Județean Arad prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, zeci de mii de arădeni stau de 2 săptămâni cu gunoiul în fața caselor, blocurilor, în curțile instituțiilor publice, școlilor și spitalelor. Pe rețelele de socializare este activ și postează declarațiile sale politice sau ale colegilor din PSD. Să vedem acum care sunt punctele tari ale deputatului PSD Arad. Este fidel partidului din care face parte și prezintă interes pentru județul pe care îl reprezintă. Punctele sale slabe sunt următoarele: număr redus de luări de cuvânt, număr mic de proiecte legislative, prezență slabă la votul electronic. Pentru activitatea depusă de la începutul mandatului din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 6 deputatului PSD Arad, Adrian Todor.